De mai bine de o săptămână, o familie din Făgăraș își caută fiica de 16 ani. Aceasta a plecat dimineața de acasă la școală și nu s-a mai întors. Tatăl a anunțat dispariția fetei la poliție. Oamenii legii fac cercetări pentru a da de urma minorei. Dispariția fetei a pus pe jar pe membrii familiei. Fata lor, de mai bine de o săptămână, nu s-a mai întors acasă. Este vorba despre Halmen Carina Jessica, în vârstă de 16 ani. Aceasta a plecat de acasă la școală și nu s-a mai întors din data de 26 februarie. La momentul dispariției, minora purta blugi de culoare neagră, hanorac cu glugă maro, iar în picioare avea bascheți de culoare verde închis. Fata poartă ochelari de vedere, are părul șaten, nu are semne particulare și avea la momentul dispariției o geantă tip laptop din material textil înflorat. Oamenii legii fac cercetări pentru a o găsi pe minoră. Dacă dețineți date și informații despre această persoană, anunțați de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau prin numărul de urgență 112. Tatăl fetei, care a și sesizat dispariția fetei, a declarat că aceasta obișnuia să plece de acasă în mod repetat.